ce nu trebuie să completăm. Să completăm componența Consiliului și să facă bine din ședințele anterioare că domnul Bălan și-a dat demisia din Consiliu. Acum a avocat doamna Bucă și din demisia domnului Rusu, a avocat și domnul Gălori. Domnul Bălan, așa cum vă spunea domnul Micu, nu este prezent astăzi, o să rămână de până și cuvântul la o ședință ulterioară. O să rog pe doamna Bucă să vină și să... Vă rog să mă ridicați. Bună ziua, bine v-am găsit, doamnă Țan. Sper că am acesta să facem realizări de adună de care de luni. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile și să mă fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și participarea mea pentru binele locuitorilor comunii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că să ne Comuna Mărăsirea Tașin, județul Bacău, PTA numărul 4.
Adresa numărul 754 din 14.11.2016, primită de la Societatea Națională de Cruce Roșie, prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind contribuția Comunei Municipea și la sprijinirea financiară și naționalea Crucii Roșii. În cadrul prevederilor articolului 68 aliniatul 1 și articolul 115 aliniatul 1 litera A din legea 215/2001, privind administrația publică europeană, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convocă ședința de lucru ordinară a Consiliului Local Mestrean Cașe, județul Bacău, pentru marți 17 ianuarie 2017, început cu ora 10, având ca proiect al ordinii de zi următoarele. 1. Validarea mandatelor de consilier local al doamnei Burcă Elena și domnului Beroi Cornel. 2. Alegerea președintelui de ședință. 3. Aprobarea aderării UAT Onești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 4. Aprobarea realizării și finanțării investițiilor rețelei de 0,4 kW pentru alimentarea cu energie electrică a locuințelor registrate a Bisericii, Stratul Mănăstirea Tași, Comunei Mănăstirea Tași, Județul Bacău, PTA numărul 4. 5. Aprobarea documentației tehnico-economice privind extinderea rețelei de 0,4 kW pentru alimentarea cu energie electrică a locuințelor de pe strada Bisericii. 6. Aprobarea modului de transfer a rețelei, a prețului și a contractului aferent către EON Energie S.A. 7. Aderarea Comunei Mănăstirea Tași la Societatea Națională de Cruce Roșie. 8. Aprobarea activităților și a tipurilor de activități desfășurate de către persoanele sancționate condamnate. 9. Aprobarea lucrărilor pe care urmează a le desfășura beneficiarii legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. 10. Aprobarea realizării și finanțării investiției construire pot peste râul Sărățel în punctul Zărnescu, Comuna Mestirea Cașin, Județul Bacău. 11. Aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului construcție pot peste râul Sărățel în punctul Zărnescu, Comuna Mestirea Cașin, Județul Bacău. 12. Aprobarea transformării funcției publice vacante de execuție din auditor clasa 1, grad profesional principal, în auditor clasa 1, grad profesional asistent. Aici, domnul președinte, în permisiunea noastră, ne-am mai primit două materiale ieri, care își, și dacă sunteți de acord, să le includem și ordinea de zi. Da. Vorba de aprobarea taxei speciale de salubritate. Ea a fost aprobată în anii anterior, dar se revine fiecare an. Și scăderea tarifului la serviciul public de canalizare prin ADIM. Oricum, poate din nou să vă explicați la fiecare punct în parte. Și dacă sunteți de acord, să introducem și cele două puncte. Sunt de acord? Da. Deci, 13. Aprobarea taxei speciale de salubritate cu quantum de 3,87 lei pe lună pentru persoanele din mediul rural și de 2,61 lei pe lună pentru persoanele din mediul urban. 14. Hotărârea de scăderea tarifului la serviciu public de canalizare pentru întreaga arie de operare. Articolul 2. Secretarul Comunii va urmări cu celălalt de mediul a prezentului dispoziții. Articolul 3. Prezenta dispoziție va fi afișată la conștiința publicului prin afișare la afișerul de la primărie și va fi comunicată în termen legal instituției prezentului de mediul Bacău. Cine este de acord cu trecem punctul 3. Primele două sunt deja. Punctul 3. Aprobarea aderării UAT. Cred că toată lumea a auzit că au fost probleme cu apă
planul de dezvoltare așa cum suntem prinși prin ștăți. Pentru asta, fiecare membru din Asociația de Dezvoltare Comunitară trebuie să-și dea acordul sau nu că onește să intre în asociație. Din cauza asta este nevoie de acordul nostru. Noi fiind membru în ADIC, automat trebuie să-mi dăm și noi acordul sau nu. Nu e obligatoriu să ne dăm. Clar că nu ne încurcă cu nimic. Ba din cont, vă dați seama că sunt lucrări care ne privesc și pe noi și care o să se desfășoare în puterile Oneștelui. Pentru asta am primit o adresă din partea Oneștelui, care spune următoare. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Onești, de data de 20 decembrie 2016, s-a aprobat o modalitate de gestii bune, astfel fiind preluat serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Onești. De asemenea, prin HCL emis de Consiliul Local Onești, numărul 183 din 21 decembrie 2016, autoritatea deliberativă a aprobat aderarea Municipiului Onești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Față de prevederile legale sus menționate, vă rugăm să supuneți spre aprobare în regim de urgență, ca cu primele ședințe ordinare a Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind primirea Municipiului Onești în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIM și modificarea actului constitutiv și statutul acesteia. Pentru că vă dați seama, venind un membru, trebuie să modifice tot. Să modifică documentația. Alăturat documentăm toate actele, așa cum au fost comunicate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Proiect de hotărâre a Consiliului Local, referatul, expunerea de motive. Referatul și expunerea de motive. O să dau citire referatului, dar îmi dau seama că este chestiunea asta. Având în vedere tratatul de aderare la Uniunea Europeană, prin care România i-au revenit obligații care implică investiții importante în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, iar în urma unei asistențe tehnice de care beneficiază Ministerul Mediului și Gospodării Apelor, dar și autorități locale din județul Bacău, s-a întocmit un plan de investiții general, master plan, pentru județul Bacău, care cuprinde măsurile generale necesară în vederea atingerii standardelor Uniunii Europene, conform calendarului stabilit, la nivelul județului Bacău a fost înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Din punct de vedere economico-financiar, în contextul actual, înființarea operatorului regional și delegarea către acesta a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare reprezintă cea mai potrivită strategie pentru obținerea celui mai bun raport calitate-preț și realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului prestat utilizatorilor la nivele de calitate și la termenele stabilite potrivit legislației în vigoare. În particular, existența unui operator regional căruia să-i fie delegată de gestiunea serviciului creează anumite avantaje financiare. Astfel, realizarea unor economii de scară, diminuarea cotei de finanțare a infrastructurii datorată caracterului nerambursabil al finanțării, care se va reflecta și în tariful practicat, diminuarea costurilor financiare, asigurarea unui flux de liquidități corespunzător. Având în vedere cele mai sus și beneficiile aduse de existența operatorului, OAT Mânsterea Cașin din județul Bacău, prin reprezentantul ei, OAT Onești din județul Bacău, prin reprezentantul ei, a solicitat primirea în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIM. În concluzie, având în vedere importanța participării în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIM, supune spre analiză și aprobare primirea orașului Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Da, și proiectul de hotărâre care sună cam așa. Se apropă primirea OAT Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Se modifică actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în mod corespunzător. Se modifică statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în mod corespunzător. Se acordă mandat reprezentantului orașului Onești să voteze în ședința ANCA în favoarea aprobării actelor adiționale la actul constitutiv și la statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Prezidenta hotărârii va fi comunicată Asociației de Dezvoltare, instituției prefectului, persoanele nominalizate și așa. Da. Domnul. Păi, da, poate cineva vrea să
discutii, poate sunt alte păreri, nu știu. Bineînțeles. Se înscrie cineva la cuvânt? Referitor la acest lucru. Nu am negativ cu nimic, în cazul. Absolut. Bani cu oameni, dar unește el în asociație. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este aprobat cu unanimitate de votări. Începem la punctul 4. Aprobarea realizării și finanțării investiției rețelei de 0,4 kW pentru alimentarea cu energie electrică a locuințelor din strada Bisericii, strada Universitatea Universitatea Cașin, Comuna Universitatea Cașin, Sețul Bacău, în anul 4. Da. Știți că început de anul trecut am avut prevăzute niște sume în buget exact de lucrarea asta. E vorba de la Biserica Bisericii Vechi, pe linii, ca să prelungim rețeaua de curent electric. Acolo toate... La Ivancea, nu? La Ivancea. Așa, spate la... Mai sus. Prima mea urmă pe linii, linia, da? Posta linii. Pe la Biserica Bisericii Vechi, de la Biserica Bisericii Vechi încolo, la Biserica e ultimul stâlp. Da, da. Și toată linia până în până mâine, să spun. Drumul Prisaca. Prisaca nu mai are alimentare cu curent electric. Toți cei care și-au construit case pe linie și se alimentau peste de la stradă. Da. Și îți dau cabluri din astea electrice și să vă raportau la asta. Inclusiv, da, niște improvizații. Inclusiv celelalte rețele, da, telefonie, de cablu, de nu așa, toate treceau și-au mai pus niște stâlpi din ăștia de lemn și și-au mai... chestiunea normală. Și am trecut când am ajuns acolo, dacă v-ați zis aminte, când am aprobat extinderea asta de rețea, am și motivat că era necesar și mai ales că zona urmează să fie în atenția cetățenilor. Adică toată lumea, am băgat-o cu un traplan, acum nu ai curent electric, e culme. Și Doamne ferește de un cad în capul din ăla, se poate întâmpla mult. De la incendiu până la Doamne ferește să... așa. Ei, noi am făcut proiectul, am făcut atât de mers, am ajuns la Consiliul Județean să-mi dea autorizarea, știți? Deci, din asta trebuie și niște aprobări și din cauza asta ne facem acum chestiunea noastră. Deci, avem aprobarea realizării și finanțării investiției, da? Investiția se situează la 55.464 de lei. Inclusiv TVA. Deci, da. Total, inclus TVA aici, da. Este... Dacă vreți și fără TVA în lei, 46.220, la care se adaugă TVA de 9.244. Nu? Așa. În memorie tehnic, lucrările. Practic, lucrările sunt stâlpi și cablu pentru cablu torsadă, nu? Torsadă pentru, numai pentru casă. Pentru joasă de sure, pentru alimentare în locuințe. Pe mai multe faze. Deci se merge cu cablu de... Da, rețea de 380. Da. Da, ca și lungime 470, nu știu, 11 stâlpi. Cine se execute lucrările? Acum cu... E un sau ce? Nu, 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 lumina asta, antenanța la iluminat public, trebuie eu să fie. Trebuie selectată. Trebuie selectată. Adică trebuie să fie procedurile pe SEA, pe procedura electronică. Da.
Hai, 10.000 de euro. E 1.000 de euro să spargem de acei electrofoni. Ce poți ca? 1.500. Asta e, adică ce se întâmplă? Sunt proceduri standard. Adică eu mă rog spune, dacă trebuie să faci aia, ca să poți să dau aviz, nu poți să faci. Sunt lucrări speciale astea, se încadrez în categoria lucrurilor speciale. Chiar nu poți să-i faci sunt băiuri. Da. Iar la punctul următor, avem aprobarea documentației tehnico-economice. Am să citit din următoare, de vezi, general, am citit din aici, avem un... De fapt, realizarea, adică aici, Consiliul Local este de acord să facă investiția, da? La primul punct. La al doilea punct este aprobarea documentației tehnico-economice, ce v-am explicat de ceva spune stări, așa, și valoarea investiției. Și la punctul 3... Avizul de la Consiliul Județean. Prin avizul 456 din 2016 Consiliul Județean Bacău, spune așa. Aviz favorabil, cu condiția, solicitării, prin certificat de urbanism a avizelor de la Agenția de Protecție a Mediului Bacău, deținători de țări existente în zonă și afectate de lucrare, administratorul drumului public în zona căreia se execută lucrările, hotărârea Consiliului Local privind aprobarea realizării și finanțării investiției. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea documentației tehnico-economice. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modului de transfer al rețelei, a prețului și contractului aferent. Dovada dreptului de execuție a lucrărilor, precum și avizul structurii de specialitate din cazul Consiliului Județean Bacău. Deci, câte avize și toate chestiunile astea sunt pentru o lucrare de 50.000 de lei. Și în vorba aia, totul se face cu teritoriul nostru, totul se face cu banii noștri, totul se face cu... Da, în fine, asta e legea. Nu, proprietatea rămâne a noastră, administrarea este a Iemon. Deci proprietatea rămâne a comunii. Păi avem și proiectul ăsta de hotărâre privind aprobarea modului de transfer al subvenției, a prețului și contractului aferent la Iemon Energiei SA. Și aici o să dau citire contractului. Avem contractul, nu? Contractul de comodare. Deci contractul incomodat e în formă draft, e în formă de... nu-i redactat, nu-i completat în sensul să fie semnat sau el e ca și propunere, da? Că nu e rezolvată problema. Fără aprobarea Consiliului Local nu se poate rezolva. Autoritatea publică, cu sediu în Comuna Mănăstirea Cașin, cod fiscal 435290, reprezentată prin apelantese Gabriel, având funcția de primar în calitate de comodan și SCR Ion Energie Distribuție România ESA cu sediu social în municipiul Târgu Mureș, piața Trandafirilor 21, județul Mureș, România, înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului cu numărul J26/326/2000, cod de înregistrare fiscală 10976677, reprezentată prin domnul Tosten Răvin, având funcția de director general, doamna Carmen Teona Olteana, având funcția de director general adjunct, doamna Simona Mihaela Ciocan Covaliu, având funcția de director general adjunct, Petre Radu, având funcția de director general adjunct în calitate de comodatar. Articolul 2. Obiectul contractului. Cedarea de către comodan, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință a rețelei electrice de interes public, de medie și joasă tensiune din zona PT4, PTA4, Mănăstirea Cașin, circuitul 3. Circuit 3 lei, de 0,4 kV, pe lungimea de 470 metri. Predarea, primirea obiectului comodatului va fi consemnată în proces verbal de predare-primire, care se încheie la data D. Și constituie anexa numărul la prezentul contract și parte integrantă din acesta. Durata contractului. Prezentul contract se încheie pe toată durata de viață a rețelei electrice de interes public din zona menționată, începând cu data de la care rețeaua electrică de interes public va fi predată comodatarului. Obligațiile părților.
Obligațiile comandatorului sunt următoarele. Să mențină rețeaua electrică realizată în stare de funcționare pe costuri de stare, să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia, să folosească lucrul potrivit destinației sale, să suporte de la data preluării bunului cheltuielile necesare folosinței acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant. Obligațiile comodantului sunt următoare. Să convoce comodatarul pe parcursul derulării lucrărilor de execuție la toate fazele determinate și la finalizarea lucrărilor la recepție. Să nu împiedice pe comodatar să folosească bunul împrumutat până la termenul convenit prin prezentul contract, inclusiv pentru raportarea de noi consumatori. În situația în care, pentru menținerea în stare de funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, care face obiectul contractului de comodat, sau pentru creșterea calității energiei electrice distribuite, sunt necesare lucrări de modernizare, de tehnologizare și care presupun înlocuirea unor capacități existente, transformatoare, echipamente și alte bunuri de natură activelor care se capitalizează. Părțile recunosc că dreptul de proprietate asupra acestora aparține operatorului de distribuție comodatarului, acestea fiind achiziționate și puse în funcțiune prin grija operatorului de rețea. După execuția lucrărilor, bunurile de natură a mijloacelor fixe care au fost capitalizate și aparțin comodantului vor fi predate acestuia cu proces verbal de predare primire. Încetarea contractului. Prezentul contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară intervenția unui tribunal arbitral, instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile enumerate în prezentul contract. Contractul nu va putea fi reziliat de către comodant dacă comodatarul își îndeplinește toate obligațiile ce îi revin. Partea care invocă o cauză de reziliere a prezentului contract o va notifica celelalte părți cu cel puțin 15 zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. Prezentul contract încetează de plin în următoarele cazuri. Părțile convin de comun acord încetarea contractului sau la expirarea duratei contractului. Încetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lăsând neatinse prestațiile succesive care au fost făcute anterior încetării lui. În situația în care comodantul nu mai dorește continuarea contractului sau în situația în care contractul ajunge la termen, încetează din orice motiv, comodantul se obligă să preia rețeaua sa împreună cu bunurile care aparțin comodatarului cu despăgubirea acestuia din urmă pentru investiția făcută în rețeaua comodantului. Valoarea despăgubirii va fi negociată în funcție de valoarea investiției pe care comodatarul a făcut-o și de gradul de uzură al acesteia, dar nu va fi mai mică decât valoarea rămasă de amortizată investiției înregistrată în contabilitatea operatorului de distribuție la data negocierii. El spune așa, că dacă el face investiții în rețea după data predării și între timp se hotărăște rezilierea contractului, spune, doamne, cât am în contabilitate? Îmi plătești valoarea rămasă și pentru investiții. Spus el. Practic, ne spuneți condiții contractuale ca fiecare contract, vă dați seama. Ca proprietare, comuna Mănăstirea Cașin, toată investiția asta. Deci, proprietatea aparține comunii Mănăstirea Cașin, ei doar o folosesc. Vă spun. Ce se întâmplă? Legea serviciilor publice spun așa, nu ai voie să folosești, de exemplu, rețeaua de gaz, rețeaua de electrică, decât dacă ești acreditat în sensul ăsta. E un contract cu furnizorul. Deci, nu, dacă ești acreditat din minister. Deci tu ai structură specială ca să poți să exploatezi rețeaua asta, poți să o faci. Dar dacă nu, trebuie să o fac un operator autorizat. Da. De aici vezi. Forța majoră. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează de răspundere plățile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința plăților, imprevizibil și insurmontabil. Apărut după încheierea contractului și care împiedică plățile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celelalte părți, înscris în maxim 5 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maxim 15 zile de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celelalte părți încetarea cauzei acesteia în maxim 15 zile de la încetare. Notificări. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celelalte este valabilă îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa sediu prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul unei dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente. Soluționarea litigiilor. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acesteia să fie rezolvate pe calea amiabilă de reprezentanții lor. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe calea amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente. Amendamentul. Părțile contractante au dreptul pe toată pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional încheiat în scris și semnată de instanțe legale ai ambelor părți. Legea aplicabilă contractului, contractul va fi interpretat conform legilor din România. Confidențialitate. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți, de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului, de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale. Dezvăluirea oricăror informații față de persoane implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă sau informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celorlalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire. Sau partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. Clauze finale. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul sau reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Contractant. Aici este un contract cadru. Stas. Da. Dacă vreți, dacă vreți să vă spun și ce mă deranjează pe mine la contractul ăsta, este perioada. Primul e nedeterminat. Cam așa este, nedeterminat. Adică eu investez. Fac un lucru și vin tu și mi-l iei și te apuci să mi-l exploatezi. Este una asta... Dar asigurăm cetățenilor niște condiții normale și o faci pentru dezvoltarea zonei, nu pentru... Da. Cam asta. Discuții. Dacă avem discuții de prezentare, la punctele 4, 5 și 6. E toată mai de discutat la pacient. La pacient, da. Și o să discutăm în același lucru. Eu aș avea o
proprietari sau subteranul ăsta camului. Deci aici nu se impune problema. Nu se impune pentru că avizul dat de ei, de E.ON, avizul de soluții. De soluții, asta a fost. Deci aerian. Proiectantul deci, s-a dus cu două soluții. Una cu aerian și una cu subteran. Și atunci E.ON a agreat asta aerian. Asta vreau să vă întreb și eventual cu contractul ăsta, dacă se poate, dacă nu se înțelege calea mea din cazul ăsta, ajungeți la instanță. O potențează... Posibilități de reziliere, da, da, se așa. Opoziția s-a anunțat și partea e la altă, dacă suntem nemulțumiți sau nu, dar de obicei să cam înțelegi lucrurile, să înțeleg până la urmă. Cam atât. Da. Cine este pentru? Cine împotrivă? Da? Trecem la punctul 7. Aderarea Comunei Universitatea ta și la Societatea Națională de Cruce Roșie. Ca să mai facă lobby pentru Cruce Roșie, cred că mi se pare... Mai e la Coca-Cola. Da, exact. Așa cum aș apuca să fac reclamă pentru Coca-Cola. Ce se întâmplă? Noi tot am mai discutat chestiunea asta. Până acum n-am avut posibilitatea de a-și da societatea cu ceva și cu absolut nimic. Ca să intrăm în legalitate, mă gândeam că n-ar fi rău ca să intrăm și noi ca membri în societatea cu ceva și mai ales că am primit o solicitare de la ei în sensul ăsta. Adică, dacă vă aduceți aminte, când am avut problemele alea cu inundații din 2005, eu așa cum am venit în 2016. Ei au venit, au sărit, ne-au ajutat ce au putut și cu cât s-au putut, dacă nu... Și, iar, în general, ei au venit cu lucruri noi, lucruri scoase din da, țin, nu, cu vechituri. Nu, 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 nu. Cu ceea ce a fost, au văzut mai lucruri. Până la urmă, o chestiune... Dacă vreți și mândrii naționale, da? Societatea de Cruce Roșie, care, dacă stau bine și mă gândesc și mi-aduc aminte din istorie, m-a activat și Regina Maria, exact. Și personalități ale vieții naționale, da? Deci, eu ca și primar al Comunei mă consider că undeva onorat de faptul că Societatea de Cruce Roșie vine și spune mai veniți alături de noi, bineînțeles că de la 5.001 locuitori la 7.000, 2.500 de lei pe an. N-ar fi o sumă care să ne sperie, da? Și spun așa, dau citire scrisorilor. Prin prezentat, dorim să supunem atenție propunerea ca unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezentat să devină membru susținător al Crucii Roșii Bacău, contribuind astfel la proiectele și programele aflate în derulare, intervenție în caz de dezastre, asistarea persoanelor vulnerabile, puncte de prim ajutor în zone populate, activități privind abandonul școlar, banca de alimente, cursuri de prim ajutor pentru populație, menținerea și dezvoltarea serviciului de ambulanță. Toate aceste activități necesită resurse financiare și subliniem faptul că nu dispunem de sume alocate de la bugetul de stat. Reamintim că în concordanță cu statutul Crucii Roșii Române, și cu legea de funcționare numărul 139/95, unitățile administrative teritoriale au posibilitatea de a deveni membre susținătoare, contribuind la sprijinirea financiară și materială cu Crucii Roșii Bacău, cu o sumă în lei, în funcție de numărul de locuitori. Și de aici, de la 1500 la 3000, 1500, 2000 de lei, de la 3001 la 5000, 2000, 2500, de la 5000, 1 la 7.000, 2.500 de lei, de la 7.001 locuitor până la 10.000, 3.500 de lei. Deci noi, practic, ne încadrăm la 2.500 de lei. În virtutea misiunii noastre comune, aceea de a contribui permanent la îmbunătățirea calității vieții persoanelor din comunitatea noastră, vă adresăm rugămintea de a susține eforturile Crucilor și Române, filiala Bacău. Avem în acest moment astfel de colaborări cu o parte din primăriile din județ, sprijin foarte util pentru desfășurarea activității și mărirea capacității de intervenție și vă oferim câteva exemple. Municipiile Onești și Măinești, orașele Comănești și Târgovna, precum și o serie de comuni, Asău, Ursănești, Colonești, Lăchitoasa, Traian și altele, am intervenit însă de fiecare dată acolo unde a fost nevoie de noi, cum s-a întâmplat și vara aceasta, când au fost inundate peste 40 de localități. Atașăm un model de hotărâre de Consiliul Local
Având în vedere colaborarea excelentă existentă între instituțiile pe care le reprezentăm, vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat și vă adresăm rugămintea de a ne oferi un răspuns. Și cam astea sunt, asta e adresa lor, condițiile le-ați văzut. I-am observat și acum cum se pedine, a dus multe ajutoare la oameni care erau mulțumiți, au tot ca ei mulțumit, deci nu are vădă. Deci să merită să devenim membri cu celor și să se susțin. Cine este pentru? Împotrivă, nu mă zic, da? Trecem la punctul 8. Aprobarea activităților și articolelor de activități desfășurate de către persoanele sancționate și condamnate. Aici o să-l las cu domnul Vici, ca să știu. E o chestiune care privește direct. De fapt, și punctul 8 și punctul 9. Știți că persoanele care sunt condamnate pentru o pedeapsă de muncă folos comunității sunt trimise automat la primărie și execută pedeapsa sub supravegherea noastră și după un anumit program. Anul trecut au fost două care am încheiat și mai avem încă trei în derulare. Două am încheiat și trei în derulare, da. Până la urmă, fiecare trebuie să respecte legea și să se comună de aici. Da. Automat, nu poate să aducă alte persoane de lucru. Și aici, o să mai explice domnul Cine, ce știu eu, e vorba de servicii de probațiune de avator care se pravechează chestiunea și care ține legătură să ne ascultă domnul Vice. Și trebuie ca și Consiliul Local să aprobe un program de lucru, adică nu poți să-l pui la orice... Programul trebuie să fie foarte bine stabilit. Da, domnul Vici vă prezintă, următoarea de domnul. Dar de multe persoane? Sunt trei, două au fost și trei care sunt în lucru. Ce se întâmplă? Persoane care își execută pedeapsa, în sensul că își terminau un anumit număr de ore, 80, 160, așa. Persoane care nu muncesc, nu au loc de muncă, poate să facă 8 ore pe zi, maxim. Ei trebuie să prezinte adeverință că sunt apt medical, iar minim 2 ore pe zi. Perioada de efectuare a orelor stabilite de instanță, poate să ducă și până la 2 ani. Iar vine luna asta și face 10 ore, luna care vine și mai face 10 ore, pentru că poate. Face cum poate, probabil. Care are interes și vrea să-și termine și să șteargă cazierul cel mai scurt timp, vine și de face una după alta, 8 ore pe zi și atunci ai mai bine. Vă dați seama că și câte 2 ore pe zi nu poți să faci mare situație de lucrări. Dar noi le-am aprobat și în anii din urmă ca și categorie de lucrări ne puteți da și numi care sunt ori în sală. Este confidențial, pentru că sunt o sară pe anare și chiar nu aș Plan de lucrări de interes local pentru persoanele care vor presta muncă în folosul comunității sunt localitatea Mănăstirea Cașin. Ca și categorie de lucrări avem decolmatarea șanțurilor, salubrizarea zonelor neconformă, întreținerea zoanei la drumul județean 115, zona Zidărie, Gheoina, Părăul Prisaca, Părăul Sărățel, Scutarea extravilanului din Mănăstirea Cașin și Rovești.
Ca și cantitate, media lățimilor este de circa un metru liniar și ca și lungime 5.000 de metri liniar, o aproximație. Și a doilea tip de lucrare este salubrizarea malurilor râului Cașin și a praielor aferente. Ca și cantitate propus în o suprafață de circa 10.000 de metri pătrați. De ce vă spuneam ca și la intrarea mea în discuție? Nu putem folosi o anumită, niște lucrări pe anumit sezon. Sunt niște lucrări care să derulate întreg parcursul anului. Despre salubritate se poate face pe tot parcursul anului, despre decolmatare de șanțuri pe tot parcursul anului, ca omul în așa fel când vine, pentru că știți că, în general, se mai practică și așa o chestie de asta de, spunem, șmecherie. Vine la treabă când nu ai de treabă. Adică, îi zăpada mare, am venit și eu la treabă. Îi făcut urmă, ce mă puteți spune să fac? Uite, puteți să facem o bucată de șanță. Să o decolmatăm. Sau un podeț. Chestiuni de astea generaliste. Bun. Astea au fost și anul trecut și acum 2 ani le-am conceput tot așa. Dacă mai aveți propuneri și considerați că mai trebuie intervenit, aștept propuneri, dacă nu... Eu am propuneri. Domnul Vice, mi-a spus că aia vine două raz, două poi, mâine sau nu știu. Nu, domnul. Eu aș face așa. Domnul meu, cum te cheamă? Instanța? Da, nu, dar o părere. Domnul unii care trebuie, a făcut 100 de ore, da? Ia zi-mi, cum te obligi să faci 5 ore pe zi, 6 ore, 2 ore? Ce perioadă cât? Eu nu vreau să vii peste 2 săptămâni, nu știu ce. Faci câte 2 ore, mi le faci zilnic. Fă-mă ta aici, un contract. O propunere sau o promisiune față de mine că te ții de treabă și că eu îmi fac și eu un program. Eu așa știu că mâine vii și am un planific care îți dau de treabă. Așa, dumneavoastră aveți trebuie să vă duceți la Bacău, o tine am așa, caută, că tot noi am venit, dar nu v-am găsit. Bine, dacă am venit și nu m-am găsit, nu bine, așa, să-mi plătesc. Dumneavoastră știți că aveți oameni, vă programați, domnule, eu voi mâine merg la Bacău, nu am nevoie, vii. Eu așa zic că v-am dat o soluție. Da, aici, dar, ca și discuție, da, este constructiv. Nu. Dar nu pot să-i fac un program bine. S-a discutat așa de la urmă, domnule. Eu și eu să știu când contez pe dumneata, când vin și când nu vin. Bineînțeles că el, în momentul în care vrea să vină și nu are adeverința medicului expirată, se duce iar la medic peste o lună, iar a doua adeverință, că e clinic sănătos. Dar de ce nu poate să știi? Poate între timp să îmbolnăvești o... Anunță! Noi nu spunem. Odată ce avem o sentință a unei instanții, eu nu pot să fac adăugiri la sentință. Așa că ceea ce spune... Am înțeles. Asta am discutat-o. Pentru că, bineînțeles, și le-am și spus avantajul lor de a veni 8 ori și nu 2 ori. În general, care vin și așa fac câte 8 ori. Sau eventual o completare, de exemplu, din ei, poate sunt meseriași care vă pot folosi la reparația unui pot, la o chestie, nu neapărat în voi la decolmatat, dar el e tâmplat sau dulcher și te folosești din specialitatea lui. Doar de 3 persoane care poate zici majoritatea au serviciu, eu și cunosc o anumită persoană, așa, au program destul de greu și vin și ei când pot. Dar nu-ți condamnați prin viața aici. La lucrările speciale, să știți că nu... Nu le puteți spune, nu? Pentru că acolo intervine ca fel de unelte de lucru. Trebuie să-i dai o dușbă, trebuie să-i dai aia. E ce calificare. Nu ne jucăm. Și vorba aia, Doamne ferește. Doamne ferește, unul din ăsta să-ți accidenteze și tu să-i fi făcut protecția muncii pentru salubritate și el să-ți făcut zidărie și s-a dărmat. Da, cu urmă dată el nu s-a accidentează. Astea sunt lucrările, cred că sunt cele mai ușoare. În cauza asta să știi prin filtru consiliul local, ca să vadă că nu la, de exemplu, îl pune domnul Vici, băi, trage instalație electrică la cămiși. Și s-a conectat acolo, îl întreabă cineva de asemenea, de bune tu apăvarii ca să faci chestia. Bune, 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 bune
specialiste, știe că nu la pușcării, dacă vrea, nu duce că doctor la spital, face ceva, toți condamnați. Așa că nu există ăla, bine, așa, așa, așa. Îți place scrie. Da. Supunem la vă. Cine ești de acord? Da. Împotrivă? Nu, dar cine ești de acord? În același punctul 9, aprobarea lucrărilor pe care urmează le desfășurat de cel legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări și concretări de utilare. Cam aceleași lucrări le pot face cu cel de la fond social. Noi le-am identificat ca fiind, adică le-am împărțit în mai multe activități pe toate sezoanele și avem decolmatare, șanțuri, salubrizare, zone neconformă, asta se suprapune și cu cealaltă de la cei care folosesc, munc în folosul comunității. Decolmatarea șanțurilor, salubrizarea zonelor neconforme și întreținerea zonei în DG115. Salubrizarea marilor râului Cașin și Puraiilor aferente. Salubrizarea fostelor gropi de gunoi, râul Rușilor, Bălăceanu, Badan, Bătrânul, Curmătură, Zidăria, Dârbăcești. Știți, mai mult o supraveghere. Știți că... Da, e mai mult o supraveghere, dar primăvara, toamna, domnul Iuhu poate să confirme. La Bălăceanu, deci ajuns să treacă un neglijent să arunci un dat în sac, mai trece cineva, mai arunc un bidon și când vine garda de mediu, ia să vedem punctele, fostele gropi din gunoi. Acum arunc un pic pe pantă și le arunc acolo. Dar tot în zonă. Asta, da. Eu știu, poate... Ca să nu vă aveți la drum. Și cum vezi, că mașina trece prin fața porții pe la fiecare. Dacă așa e, nu, așa... Da. Da. Asta o să scot că mi-a scăpat efectuare șansă pe lumea chinților. S-a făcut șansă pe ea. Tot Băcești, domnul Bice. Da. Aia nu știu acum cu bubierele astea, dar sunt care dau bunurile astea mai mari, care nu merg cu oceni. De aruncat acolo, dacă ați observat, de fiecare dată s-a aruncat, acolo face. Mă rog că margina apă acolo, nu știu cum să facem. Deci am făcut acțiuni și prima vară și am pus și pancarde. Deci pancarde este pusă la hidrocentrală. El merge, nu, cât se vede pancarda, nu arunc. Când s-a spune după colț, le-a aruncat. Multe sunt, dacă ați văzut la Bărbăcești, asta prima vară. Asta prima vară le-am găsit băgate prin tufi. Da. Un sac aici, un sac dincolo. A trebuit să intru cu excavatorul să... Pune caldă de la vedea să înțeleg. Mai multe cu răul roșu de până în gara la neamuriet. Saci. Da. Și nu foarte jubeată. Da, probabil o să trebuiască să achiziționăm două, trei camere mobile, le montăm două zile. Așa trebuie. Da. Deci se montează. Nu putem să... Nu putem vedea. Nu avem cum să-i prindem. Da, bine. Și cam nu fixe. Camerele fixe trebuie să alimentate. Aia se comunitează la adunat. Trebuie 2 inci, 3 inci, e taxat. S-a înțeut și după aia. Nu trebuie să faci ceva. Și vedeți și cu aruncatul. Deci am mai prins. Și știți cum? L-am prins pe... Unul care nu. Deci casă, nici masă. Păi, dar tu de unde aduci gunoaie? Păi m-a pus... Gheorghiță și le-a avut să le duc aici, știți? Asta este. N-am cum să-l amendez pe ăla, că el a dat pe celălalt, nici n-am ce să iau. Poate Gheorghiță ăla poate să le duc acasă la el. Am dat exemplu cu mine ca să nu se duce. Da. Șanțele de scurgere de la ape pluviale din zona de anul Stănii, care ies la dispensarul de la Lupești. Șanț scurgerii apei pluviale în zona Buliga Petru, Apa Cașin, în sadul Lupești. Acolo sperăm, eu știu, în vara asta, am făcut noi un canal sus, cum îi spun, în zona...
De asta da, am dat da, în spate la mine a... Da, curucului. În balta, la părul nu eram până. Da. În spate la mine am multe. A fost o sugestie din partea celor din zonă că s-ar putea prelua din apele alea de acolo, care mi-a făcut de cază. Îți spune, da, îți spune, și iarna o ia pe drum și face mai gheață. Și a săpat un canal cu Mudo, începând de la, chiar din la baza părții, am început la corp proprietarul și am mers pe hotarul dintre cele două proprietăți și l-am dus la, să descarce în cașă. Este un din lungul stricare, vreo 150. Așa. Să vedem cum o să dă poate. Dacă preiată. Da. El de preia, de preluat, trebuie să preia, dar să vedem cât de mult ne ajută cu practica asta a fost ca să mai preluăm din apele care vin, care se scurg și să nu se ducă spre zona locuită. Știți că bă, ăsta e scopul lui. Să îmbunătățește barbă și tot e bine. Da. Așa o chestie a fost benefică aici, în față la Renza. În vinia apa mare, toată apa se duce la mine, cu inund 4 bucăți. Spuneți aici, aici între, da, pe partea neagră. Tot apa este proprietar, de apă și făcut așa o șansă să ducă apa. Spre Hemeștea. Da. Este prăpăt că-mi plouă. De acolo da, și ca mine vine apă. Deci știți, trebuie să vrea proprietarul, dar nu da. Vrea mai mult mai este. Și acolo au avut oamenii... 416, am văzut la televizor o chestie benefică, la inițiativa locuitorilor și a primarilor, o comună de Neamț, nu pot să vă spun comuna, pe vreme rea, deci bine, inundații, nu știu ce, acești oameni s-au dus la oameni bătrâni, care nu puteau să facă anumite lucruri pe ce ținea de gospodăria lor. Le-a intrat apa în casă, le-a intrat, le-a ajutat, le-a dus mâncare. Acum, pe timp de iarnă, le-a făcut unul, le-au dus lemne, la fel, le-au dus mâncare, chiar o chestie super. Da, deci sunt mulți care sunt capabili să facă așa ceva și sunt destui bătrâni și la noi. Păi o să primești la punctul da. Unde ajungem aici și la viață de zi. Șansul de scurgere la ape pluviale în zona drumului Mării, întreținerea drumurilor comunale de tot parcursul anului, dezăvezirea aleilor și căilor de acces, acolo nu se poate interveni cu utilaje și aici o să ajung și persoanelor... Și ajutorare persoanelor în caz nevoie la anumite evenimente. Întreveziri, inundații și așa. De comunca necalificată la refacere apărătorii. În sensul de colectare piatră râu, executare fascine, cojit lemn. Altceva nu putem face cu persoanele respective. Dezăpezire la platformele de gunoi, acolo unde au mai rămas. Mai avem câteva zone unde cum e zona peste, în Haloș, peste apă, unde nu au ajuns containerele și trebuie să le primim pobele de 120 de litri. Am lăsat ca punct de colectare în zona la Borcanașul, la Borcanașul, la Mea Costică. Și pe Haloșul, pe da, e vorba de specialitate și a rămas ca sâmbătă următoare să fac colectare din poate în poate. Și săptămâna asta am avut acțiune de dezăpezire la platformele de gunoi, nu săptămâna asta, săptămâna trecută, am avut acțiune de dezăpezire la gropile de gunoi, la platformele de gunoi unde am rămas. Tăiat, încărcat, descărcat de la autobasculantă, lemnul de foc, despicat, așezat în magazia primăriei. Și întreținere spații grezi aparținând domeniului public și privat al comunului Mestrea Cașa. Astea sunt lucrările propuse. În domeniul public și privat, în tot subiect, și școală, și sector, și da. Dacă mai aveți completări sau adăugiri, dacă nu, trecem direct la 10.
Cine este pentru? Ideea era cum vreau să vă spun. Lucrările sunt foarte bune. Plajele ea sunt crescă. Ideea este să le mai și facă, să înțelegi productivitatea acțiunii pe care le fac. În general le-am atins. Acum perfecțiunea nu putem atinge nici. Nici mai ca oameni, dar nici cu oameni. Nu știu că cineva în comun alăturat de la Cașin se plângeau și de ale, că doamna zice, îi biciuia efectiv. La plăbă, după. Aia și-o merit. Cu cei care erau de la spune social și nici le vedea 10 metri de oră timp de apă. Poate din fine s-a prea mult. Și la noi să fac activități. Deci în momentul în care să începi, să începi. I-am exmatriculat cu cei care veneau la 8 jumate, la... care... Nu vreți să mă întâlnesc de rasism, dar... Nu ne comparăm, până la urmă, noi și parcă nu-s chiar așa, nu-i toată așa, să știți. Mai sunt voșe? Îți mai am. Mai ales la bine pe domnul Borban, din anul și era chiar băiat. Nu mai e pensionat, gata. Pensionat, a scăpat el. Avem punctele 10 și 11 care se referă la podul de la Părâmul Sărățel, la punctul Zărnescu. Avem la punctul 10 aprobarea realizării și finanțării investiții, construcție, pod peste râul Sărățel. Și la punctul 11 aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului construirii de pod peste râul Sărățel. Tot în același stil ca și noi suntem la avizare și în certificatul de urbanism mi s-a cerut cele două hotărâri de ale Consiliului Local. Pentru... nu, haideți să vă luat două, dacă nu este, sau este. Da, știți că de anul trecut noi am pus o sumă de 200.000 de lei pentru refacerea podului la Sărățel. Am rezolvat problema PTH-ul, proiectul tehnic, și am dat drumul la procedură. Am ajuns la autorizare, lucrarea se ridică la 393.000 de lei fără TVA. Deci, vin și apărările de mare acolo. Stânga dreapta și toate lucrurile și face de jos. Pot făcut din beton. Și prin avizul 460, Consiliul Județean e cel așa. Conform prevederilor, regimului tehnic din propunerea de certificat de urbanism, cu condiția solicitării prin certificatul de urbanism a avizelor de la Agenția de Protecție a Mediului, deținătorii de rețele existente în zonă și afectate de lucrare, Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău, dovada dreptului de execuție a lucrărilor, precum și avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bacău. În acest la bazinul de la Administrația Bazinului de Siret, Suda Divinul avea pentru că Râul Sărățel este proprietatea Comunei Ministrii Acașii, de face parte din Bacău. Nu, nu, nu. A trebuit să facem studiu hidro, a trebuit să facem multe chestii, studiu geologic, nu să faci podul așa oricum. Și ne-a... Da, bineînțeles, cu totul costă, să nu credeți. Deci, inclusiv și la mediu. Deci am intrat în a doua etapă de evaluare, care prima avizul e 1 milion, când intri în a doua etapă, e 4 milioane avizul, plus anunțuri la ziar, anunțuri expertiză tehnică și așa mai departe. Păi bine, de asta are dus taxa de timbră la mediu, că are te unde lua din partea asta, e tot bine. E chestiunea și de bani, dar și de timp. Vine la... Deci a fost la vizita în teren, marțea, nu, când am avut noi. Joi a fost la vizita în teren. Și pe partea cealaltă, cei de la ABI, tot la fel. Anunțuri în ziar, factură pentru vin și ei la vizita în teren. Iar cei de la mediu,
nu dă avizul fără ape. Iar dacă nu e toate avizurile, nu poți să obții autorizații de construire. Asta. Și avem trei obiecte. Construirea podului spre zona noastră de selecțial, lucrări de protecție malul și albie pentru selecțial în zona podului, plus lucrări de amenajare pentru protecția mediului, pe văzut în infrastructura podului, va fi format în două culei masive din beton. Culeile vor fi fondate de prin săpătură deschisă. Dimensiunile la baza fundației vor fi 3x1,6 metri. Clasa de tonă C30x37 și este parția alarma, treapta a doua, care constituie și cuzinetul pe care se vedează în elevația. Adâncimea fundației este 2 metri, acolo stratul de mare este la suprafață și nu e o fundație de 7 metri. Și este castrată în strat de gresifiat neafuiabil. Elevațiile cuieilor sunt din beton parțial armat, C30x37. Elevațiile cuieilor au înălțime de 5 metri de la rost, cu fundație elevației, la bancheta de dezinare a minților. Suprastructura podului este formată de o singură deschidere. Suprastructura va fi realizată de 9 ghistre fabricate din beton armat, precomprimat, monobloc, cu părți aderente, așezate joantiv, cu lungimea de 8 metri, înălțimea de 42,043 metri, cu plată de suprabetonare monolită din beton armat, cu grosimea variabilă de 12-17 cm. Clasa betonului din gris de prefabricat este de C3240, iar din plata de suprabetonare este de C3037. Betonul de lucrătură dintre gris va fi de clasă C16x20. Structura constructivă adoptată pentru suprastructură este, din punct de vedere al schemei statice, grindă singură rezemată cu lungime de 1 metru. Grinzele vor rezema pe bancheta coloilor prin intermediul unui strat demontat de 2 cm grosime. Declivitarea podului în profil longitudinal va fi de 1%. Calea de pod va avea următoarele straturi. Numărul de izolație termostatică, portarea asfaltului de protecție a hidroizolației de 3 cm grosime, un strat de beton asfaltic de tip BAP16x3 cm, un strat de beton asfaltic de tip BAP16x4 cm, cele două straturi se așeză conform ANV-16-2012. Da. Nu sunt atât de complicate, trebuie cam 3 luni de zile, 4 luni de zile maxim, să nu terminăm. Oricum, el acum e destul de... El a fost luat la inundațiile din 2011. A discurs, a gândit doar în rândul undeva pe la inundări, când s-a placa și cu poate, cu grinzele. Și automat, în 2011, ceva în 2011, am făcut așa, am făcut din lemn. Nu mai aveai ce să mai mai puteai, nu puteai să ții oamenii de la ceva. Acum e căzut parapetul. Am venit să mai dus cine s-a mai dus acolo și m-a stricat parapetul la recuperare. Trebuie pus din nou, Doamne ferește. Dar jos, în primăvara 2016, când a venit ploile de puternice, a luat o grind în aia, la culeia dinspre Zărnescu. Din Căsoaie. Din Căsoaie. Și eu nu-i chiar... Ia să o direcție, dacă e luat de jos. Da, bine, e prins. În Măsalens, da. Oricum, acum putem să intrăm cu bastor și putem să intrăm cu... Da, cu ceva ușor, a fost cineva mai acolo? Nu știu. A fost, nu? Nu, sperăm să ne ajungem acolo, pentru că e destul de înalt, fotola e periculos. E făcut de rezistent. A fost făcut fără ce parte. N-am făcut pe 5 uși. N-am făcut atunci pe 5 uși. Păi, de ce cauză? Pentru că noi treceam cu mașina de gunoi. Intram că aveam o platformă acolo și trebuia așa, da. Vă dați seama că 5 ani deja de când am făcut, 6 ani deja de când l-am făcut și... Dar să le-ați zburat și pe vizitoria de jos. Deci la Așa s-a întâmplat la Părăul Mușului, unde este 3 faci. Știm de vizit general, ies o sumă de 399.530 fără TVA.
Da, am spus, da, am spus, da, da, crezi de 8 metri, aici sunt. Aici vine stilul la cum cel de la... Subvenționare de funcționare. Din banii noștri de aici. Avem 200.000 primiți anul trecut și diferența o mai primim la bugetul de anul ăsta. Că nu o să facem bugetul la anul. Da. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Deci punctele 10 și 11. Da. Ce de vot. Împărtim vot. Punctul 12. Aprobarea transformării funcției publice vacante de execuție în auditor clasa 1 grad profesional superior în auditor clasa 1 grad profesional asistent. Da, e o problemă de... Deci noi am completat două posturi, iar ca să încep și cu povestea legată de cele două posturi care s-au completat. E vorba de agentul agricol în persoana doamnei Macaron Mihaela și postul de jurist care a fost creat de domnul Dragomir Cristian. Oamenii și-au sus în concurs, au venit la 1 ianuarie. Practic, am completat schema cu doi oameni. Însă avem presiuni și dacă vă aduceți aminte, în discuții pe care am avut anterior, discutam și despre postul ăsta de audit. Avem presiuni de la cei de la ANAF, de la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Chiar că ieri am primit o adresă ca până la sfârșitul primului trimestru să terminăm auditul pentru anul 2016 și să-l prezentăm la, la ANAF. Bineînțeles că cred că o să apelăm la serviciile unei firme din exterior ca să ne fac pentru 2016, dar o să trebuiască să angajăm un pic postul ăsta. Da. Ideea este că, în general, nu prea găsește persoane care să vină și la niște salarii care nu sunt tot mai satisfăcătoare. Așa, pentru specialiști. Până la urmă, ăsta e un rol de specialiști. Din cauza asta, vrem să lăsăm, să coborăm un pic ștacheta pentru deputanți. Adică noi, chiar dacă am fi să facem concursul mâine, clar, organizăm concursul și nu organizăm niciodată. Nu știu cum trebuie să facem și acolo publicații, trebuie să facem un grămadă de proceduri. Și din cauza asta vrem să, să-l transformăm, deci de la superior, de la superior asistent. Da. Nu trebuie să la mai mic. Nu găsești. În momentul în care tu ceri superior, atunci automat el trebuie să aibă o experiență foarte mare. Dați-mi și pe un auditor acum din mână. Păi sunt! Dacă stai clasă, nu auditor, nu. Un audit? Nu. Spre exemplu, au făcut chimie alimentară, nu crea și nu se fata. Păi au făcut marketing și management, am lucrat la Coca-Cola. Poftim. Deci un fel în viață. Dar, bine, acum ai ce trebuie sau cam s-au ca să doar să-i mulțumim. Da, în fin, asta era modificarea pe care voiam să o facem la... Cine e la statul de funcție? Da. Da. Ce este? Da. 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 Da
parte. Acum,
Chiar dacă nu am citit în ordinea de zi, discuții libere. Da. 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 S-a modificat legislația în sensul că la codul civic s-a emis o putere de rupere. Până de să știu un secretar Gratia, vreau să vă explică care este cifra. Și să vă rog să luați cât mai mult legătura cu cetățenii și să le explicați. Deci, când tot ne-am lăsat faza pădurilor este gratuită pentru persoane care țin pădurii cu o suprafață mai mică de 30 de hectare. Da, era fost un cod civic din 2008, s-a fost în aplicare din multe anumite norme de maturitate. Da. Și, bineînțeles că acum e și un termen limită de aplicare, termenul fiind până la 31 ianuarie, dar cu siguranță se va mai prelungi, pentru că deocamdată și direcția civică pendulează în documentație. Face anumite, este un ajutor de minimis, așa se numește. Poporul Silvic ne face o adresă prin care ne duce la cunoștință că referitor la aplicarea prevederilor hotărârii Guvernului 864 din 2016 privind aprobarea schemei ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 de hectare și a procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 de hectare. În conformitate cu AG 864/2016, costul serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată în suprafață mai mică sau egală cu 30 de hectare vor fi suportate la bugetul de stat. Acordarea ajutorului se va face proprietarilor care au încheiat contracte de servicii silvice pe o perioadă de minim 10 ani. Procedura de acordare. Acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta schemă se realizează la cererea strictă a titularului dreptului de proprietate sau împuternicitului acestuia, care se depune la ocolul silvic nominalizat, care asigură servicii de silvice în proximitatea suprafeței pentru care se face solicitarea. Titular sau împuternicit? Bine, la noi o să fie titular pentru că se eliberează și adeverință de rol la rolul. E vorba titlului de proprietate. Sunt scrisi pe numele bunicilor, taților, în baza adeverinței. Pentru că pădurea trebuie scrisă și la fiscal și la registrul agricol. În baza adeverinței atestă faptul că noi suntem moșteritori sau moșteritorii. Da, este titlul de proprietate. Sunt nuanțe din astea care trebuie discutate și de asta trebuie spuse. Procedura, ați văzut, este următoare. Vine proprietarul, depune documentația, ocolul silvic preia documentația, iar ei depun mai departe la garda forestieră la Suceava toată documentația și ies banii pentru suprafața pe care o... pentru care au încheiat contracte, da? Și omul nu mai plătește nimic. Nu o să plătească... Nu. De ce? Păi, dar cum? Mai 10 ani cu ei. Da. Asta deci, singurii de servicii. Automat, automat, nu poți mișca în front deloc. Are contract. Deci, asta e al lor. Tu ești un fel de musafir în pădurea ta. Nu poți mai rezilezi contractul. Dar e... Da, nu știu. Dar nu știu. Contractul se reziliază ca orice fel de contract. Dar, bine, ca fi știți cum e, anual, și eu pot... Statul îți dă, da,
dați și cer. Că nu te obligă nimeni ca să, ca să semnezi contract. Asta o să fie. O să fie bună să-ți faci plantații, o să fie bună să nu știu ce să te imânt să-ți faci. Că dacă ce ai contract, îți impune. Sunt convins că ai niște norme care trebuie să le respecti. Ai niște norme care trebuie să le respecti. Și ce le impui? Nu ți le impui, total le plătești pe... Proprietate e proprietate. Eu nu știu. Mai nici vorba de un ajutor de minimis. Dar eu zic că nu. O să fie tot un regim silvan. Tot aceeași. Deci, practic, eu fac un contract ca să-mi spăzească pe pădurea și ca să-mi spăzească. Și ca să iei banii, ca să vorbim la banii și nu mai plătim noi pata. Și nu mai plătești proprietate. Singura diferență, nu mai plătim pata. Deci, pădurea este aceeași plătă. Și nu mai plătim pata. Foaie de transportare. Deci titularul dreptului de proprietate depune la data solicitării la acolo simplu nominalizat de contoarele documente. Cerere, documente cu copii certificată conform cu originalul care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier, a cărui suprafață totală este mai mică sau egală cu 30 de hectare. La revenință în original prin care face dovada a înregistrării terenului forestier și că este titularul acestei înregistrări, eliberată de primărie, copia actului de identitate, certificatul sau certificatul de înregistrare în cazul societății, care în cazul român, la oficiul registrului comerțului, a titularului dreptului de proprietate, certificat conform cu originalul. Declarație pe proprie răspundere a titularului dreptului de proprietate, din care se rezulte că nu deține proprietate fond forestier cu suprafață totală mai mare de 30 de hectare. Deci, clar, lucrurile sunt simpluțe. Din materiul lor e mai mult mai depășit. Sunt. Voi primăria nu face obiectul. Da. Dar nu e vorba de... Și e vorba de proprietate publică. Da. Deci cam asta sunt documentele. Rugămintea mea este să, acolo când luați legătura cu cetățenii, să le explicați, să vină la primărie și să discutime să-și depună documente pentru asta. Că ei o să înceapă să pună condiții. Contractul de pază, când ai demarcat, da? Dacă nu ai depus acum așa, o să vină să-ți ia bani, să plătești. Când, oricum trebuie să faci contract de pază. Dacă nu faci, plătești și-ți marcă? Dacă nu faci, nu faci ce? Dacă nu faci contract cu ei... Dacă nu faci contract cu ei, 50 de milioane amendă. Scurt, nu vrei, dacă nu... Dar asta era de căhă, de ce? Asta era pe vezele... E rupățat el așa, că adică lucrurile, el spune așa, ești proprietar, dar nu... Ești obligat să faci anumite... E rupățat. E pe aia că să dai un regim silnic obligatoriu. Amendă primești dacă nu te înscrii. Da, da. Chestiunea asta era valabilă, să știți, că era valabilă conform condiției, pentru că era valabilă de acum 10 ani. Tot discutam chestiunea asta. Da, da. Cu amendă. La mare, totul la părăgat, dacă ai 50 de hectare de teren, ia lui. Că ai vrut, ia lui. Nu ca să ne dați și la gara. Dar nu, dar nu. Dar nu ți-l puneți. Și cum se spune domnul mie, nu te obligă să plantezi, este normal și logic. S-a tăiat atâta pădure, nu mai avem o zonă. Trebuie să te obligi să plantezi. Că ești... Asta e altceva. Asta e altceva. Ia de discuție asta. Asta e altceva. La noi, știți ce se întâmplă, că doar fenomenul de unde apare. Apare de la suprafețele foarte mici, adică a fost un hectare la bază care s-a împărțit de 3-4 mici. În momentul în care eu mă duc, de exemplu, suntem 4 și ne ducem pe un hectare și avem fiecare câte 2500 metri pătrați. Și Dumnezeu, cât sunt mari din 2500 metri pătrați ca să ajung la toată lumea? N-ai cum să o tai rast. Din cauza asta și ies cu noi, hai să trăiem, măcar să autorizăm. Deci ceea ce s-a făcut până acum a fost datorită colaborării cu acolo silvic. Hai să vedem, găsim tăieri mici, iar altfel,
punea și poate... Da, dar o variantă aici, din exemplu, dacă faci contract cu o polosetic, în cazul ăsta, soliciți amenajamentul silvic, ar trebui să se facă tot gratuit. Plata de la stat, nu? În cazul ăsta ar fi o soluție pentru amenajamentul silvic. Păi sunt păduri la maturitate care au peste 200 de ani și nu poți stai și îți marcă doi copaci sau un copac. Deci gata, ai făcut 4 metri cu sau 3 metri. Amenajamentul nu e neapărat să fie un avantaj pentru proprietari. De ce? Și vă spun de ce. Pentru că într-o amenajamentul general nu se face pe proprietate, se face pentru mine. Care are minimul 100 de hectare. Aici, în trup, avem feriați mai mulți proprietari, da? Unul a tăiat o rază. Unul de lot. Unul de lot și unul mai atins-o. Când se duce amenajistul și calculează, el nu calculează că aici nu s-a dat, el calculează la total. El spune, asta trebuie să producă atâta masă lemnoasă. Deci producția de masă lemnoasă din trupul ăsta este de atât, ce o calculează. Și o spune, domnule, de aici, în următorii 10 ani, se extrag atâția metri cub. Și se împarte la proprietatea său. Dacă este depășit, s-ar putea să nu mai tai niciun copac acolo. Păi stați puțin. În cazul ăsta, dacă ai rămas copaci din tăiați și bagă la total, deci și nu ai Gheorghe care și-a putut tăia pădurea asta, are drept la mine la copaci. Nu. S-ar putea să fie afectat, să-i fie interzisă tăierea în o perioadă. E posibil ca tot să fie afectat ca proprietar dacă face amenajament. Pentru că una este, de exemplu, comuna, are 2500 de hectare, da? Ați văzut că am avut cadastrarea, dar era altă chestie. Am avut unde s-a lăsat pădurea, da? Deci, acolo intervenția se face timp de 10 ani de zile, nu se face dintr-o dată, te duci și-ai tăiat transportul. Hai că se dau jos, că se pus cu pădurea. Un amenajament era. Dar bineînțeles, un amenajament. Deci nu e chiar așa, hai. Adică toți spunem amenajament, dar e posibil să ai de câștigat sau e posibil să ai pierdut, depinde ce spune specialistul. Dar dacă vine și atunci și hotărăște. M-ați înțeles? Cadastru e altceva. Cadastru înseamnă delimitarea arterienă a proprietății, delimitarea a aia e cel mai bun lucru care trebuie făcut, da. Acolo trebuie o discuție separată cu asociația. Faci intabulare și ești precis pe teren, nu mai vine unul și altul. Ai limite de stabilire. Ai foarte bine. Alte probleme? Da, haideți să intrăm în mine. Știi când începe contractul ăsta ca unul primar? Este în termen până la 31 ianuarie, dar eu cred că se va prelungi. Nu, dar nu mi-a spus. Așa cum se informă noi tot ce de aici până 31 ianuarie. Deja au început să vină oameni care pot să marce. Iar sunt câțiva oameni care, în general, marcă acum, în perioada asta, da? Da. Păi știi cum de proprietate, dacă e făcut ăla, noi stabilit, votar la ei, scuputare, cu Popescu, cu Vlăcă. Dar dacă nu-i materializat, votar... Bun, da. Și dar aia e partea mea, de jumătate de hectare sau 500 de metri pătrat sau cât așa. Și eu dacă mi-am făcut cer de marcare și am tăiat, nu-i clar, nu-i justificabil, de ce trebuie să fac, că mi-e treaba să mă oblige sau eventual să mă amendeze cu 50 de milioane? Să te scutească de contract. Logica este că să era, deci la chestiunea cu încheiat contractelor de pază, da? Să atacau, vă aduceți aminte pe era înainte. Nu era făcut nimic, că erau alătat, la duceau frau și așa mai departe, da? Erau la românului, da, persoana respectivă, nu-i de bună credință, că se duce și taie de la domnul Micu, de la doamna Leana, de acolo, de acolo. Și apoi mai e și o chestie, domnul primar, mai e o chestie foarte clară. De ce specialistul ăsta simplu îi dă ciocarul de mână când se duce la marcaș și îi dă proprietarul ciocar, băi, marcă pe ăla, marcă pe ăla și ăla mai marcă încă trei pe lângă el. Noi, adevărat, nu o pune așa, nu știu ce spune. Nu o pune așa, nu știu ce spune. El chiar la contrata, el stă la 2 metri. Sau, băi, eu să-l marc ăla de la meu, cum ai să-și de ăsta. Ăla e al meu, domnul, iar domnul e micașul, domnul. Nu, dar vreau să spun că eu 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 vreau să
și altele, și altele, mai de mult și acum, la fel. Chestiunea asta cu ciocanul e periculoasă, dar... Păi e periculoasă, dar așa se face. Nu se duce domnul brigadier sau domnul inginer la fiecare copac. Uite, bă, uite... Ia, bă, uite, tai-l pe ăla, tai-l pe ăla, dar dacă îl tai, dacă îl marci, ăla e al meu. Gata, și până ăla e mai de 1, 2, 3, trece cu hârtia, că o marca 3 și o marca 6. Dar o să schimbe, dacă a fost așa, nu o să... Nu, dar nu, așa sunt, domnul Băsine, ideea contractului. Ideea contractului a venit tocmai din cauza asta, pentru că... Pentru că limitele sunt. E vorba de limitele. Limitele sunt. Sunt destul de bine, sunt marcate. În momentul, și cotă se dispune, în momentul în care trebuie făcută preluarea în fază, tu trebuie să arăți limite de terenul pe care le ai. Ei, vă spun eu, cum sunt toate. Eu am fost în teren și vă spun, clar. S-au dus cioplașii, s-au dus bucții, s-au dus cioplașii. Nu, am marcat pe dealul strănii, a venit tehnician, pădurar, ciofi, cu inginerul de față. S-a dus la fața locului cu soțul, inginerul, pădurar, cu soțul. Și a spus, i-a marcat doi copaci, că atâta ai voie, domnul Burcă, și i-a marcat cei doi copaci. Nici măcar n-a vrut să servească ceva până l-a marcat. După aia au stat la un par, cu ceva, au stat la discuții, dar au depășit. Obligația ajutorului de mine nu este obligație ca să-ți iei ajutor. Nu e nicio problemă, pentru că până la urmă tu trebuie să ai contractul de forță și să plătești. Dacă nu vrei să-l iei de la stat, nu ai nimic să plătești. E adevărat că sumele pe care le avem noi nu erau niște sume foarte mari. 50 de lei. Era, cam așa. Acum e o formulă specială de calcul pentru cât o să ajungă, pentru cât o să preseze o formulă. Da, până știți ce se întâmplă, cine vrea aplică, cine nu, nu e obligație, dar să nu fi discuții mai târziu când n-am știut. Aici să mă referitor la treaba asta, sunt persoane, moștenitori, care sunt plecați în afară, sau știu eu, prin București, știu eu, sunt... Plecați în multe țări străine. Care e nu interesează de nemarcatul, nu știu ce, are pădurea de la taică, sau taică s-a murit. Deci, taie e moștenitor. Deci omul ăla, dacă nu s-a legit nemarcatul, cum poți să-l obriști pe ăla să facă contractul acolo pentru pază? Cum să, aici cum o să rezolvați problema? Că ăla nu vine, nu s-a legit nemarcatul. Nu e problema noastră. La primărie. Deci, știi că primește 50.000... Legea prevede ca în cazul care, ca și proprietarul pădurii, nu ai contract încheiat pentru faza pădurii, este acolo procedura, nu știu, cunosc procedura exact, chiar de aparține gărzii forestiere, imediat se spune în aplicare. Numai că, în cazul în care, eu dacă sunt cu posesor, depinde și scriile, sunt foarte buni. Da, trebuie ce fie legea, da. Dar, în general, asta e ideea. Îți pare asta că îți dă ce vrei de mici lei de amestecă, că n-are cum. Ceți bani, pentru că făceam de la asociație, făceam în știință, doamne, trebuie să cheiați contract de bază, că altfel să amendează și așa mai departe. Aceea, a fost amendat cineva în mănăstrit. Ideea este că îți dau bani și se plătește de către stat și cine vrea să... Deci, după aceea, când vine la prea vine la primărie, îi dă o cerere din cetățean, nu? O completează. Vine la primărie și... La deferință că figurez cu pădure înregistrate la registrul acolo. Ai un prieten la el și de proprietate. Contractul încheie cu acolo Silvii? Cu acolo Silvii, nu cu primărie. Nu cu acolo Silvii. Probabil o să fie o persoană desemnată. Dacă este și este nevoie de... O să le paseze persoana aici. Sunt discuții de genul ăsta. Noi am susținut și susținut în continuare asociația. Am spus, doamne, este mult mai ușor să încheiem contractul prin asociație, cum am avut încheiat și până acum. Da? Că până acum fiecare proprietate, înscris în asociație, încheia asociația un singur contract și de la drumul mai departe. Nu e nimic cu asociația decât omul, dar și asociația cu ei. Să fie intermediat. Asociația încheie contractul în baza... Cum făceam și până acum? Da, dar asociația, dacă are pe mult 30 de hectare, ies din partea cealaltă. Nu, pentru că e asociație și prevăzut. Numai că se așteaptă un punct de vedere la interesele să facă. Se agrează pentru că e posibil ca tu să faci o documentație, exact ca la proiect, da? Faci documentație, o trimiți și spune, domeniul ești eligibil, și nu-mi dă bani. Și atunci, ocolul nu mai poți mai vine la de-a închid, să-mi spun, stai, că nu...
N-a fost o documentație. Deci eu am o responsabilitate aici. E obligația mai mare a asociației, atunci vrând de vrând trebuie să dea bani și să se suprafață. Da, acum care venea la marcat plătea, care nu, domnule, la de s-a încasat. Dar atunci ei trebuie, practic, să-și recupereze toți banii cu toată suprafața pădurii. Asta vor ei. Ar fi în avantajul lor. S-a încasat acum la lucrurile, că nu sunt contracte încheiate. Și nu sunt contracte încheiate, dar dorit faptului cum omul nu poate să-și plătească. Hai să facem un ajutor de minimis ca să putem să plătească. Mai era și o chestiune impusă de Uniunea Europeană. Da, asta e clar. Da. Alte probleme? Haideți mai departe. Dacă nu mai sunt alte probleme, ce? Da, vă mulțumim. Cred că până la sfârșitul lumea să se lămurească problema cu bugetul. Cred că sigur, așa, anumite nivel. Până la 25. Poate 2 zile mai devreme. Noi, cu siguranță, nu la depozitele toate, nu trebuie să le spate. Da, mulțumim!